un pericol major este ca să nu aibă bani de pensie. Ca acest pericol să fie eliminat, e necesar ca tinerii să muncească. Așa că spor la lucru. Dragii mei, un singur verset vreau să citesc pentru tematica acestei întâlniri. Din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Iată ce potrivire, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Să ascultăm împreună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, să spunem cu toții amin. amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Dați-mi voie pentru început să îmi exprim bucuria de a fi la o întâlnire a tinerilor sau de tineret, parcă mă simt și eu mai tânăr. Spuneam fratelui Dani, au ales o fotografie e mai de demult acea fotografie. Privind-o, mi-am dat seama că atunci eram tânăr și frumos, acum am rămas doar frumos. Dar până la urma urmei, important este să fim frumoși pentru Domnul. Dacă omul de afară, spune Apostolul Pavel, se trece, totuși omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Să ne ajute Dumnezeu. Mi-a plăcut îndemnul fratelui Emanuel, un frate, am înțeles, de la Botoșani, un moldovian, autentic, Domnul să-l binecuvinteze. Ne provoca pe toți ca să fim implicați, să slujim pe Domnul. Și să știți că Dumnezeu folosește. Și tinerii, și chiar și copiii în slujire, și chiar într-un mod extraordinar. Undeva în Anglia, pe un șantier unde lucrau foarte mulți români, erau patru tineri care cântau un corul bisericii. Erau tot moldoveni. Și unde sunt patru moldoveni, de fapt, e un cor. La pauza de masă, pauza principală de la prânz, fiind acolo nu numai români, fiind și englezi și din Polonia, polonezi și așa mai departe, fiecare vorbea. Unii vorbeau de meciuri, de politică, și-au zis ăștia creștini: Hai să, să vorbim, să spunem ceva și noi despre Domnul. Dacă toți suntem aici și toți vorbesc din ale lor, noi să vorbim din ale Domnului. Și altul a spus, dar cine crezi că te ascultă? Sau cum am putea ca să fim luați în seamă? Și unul i-a venit o idee și a spus, dacă tot cântăm în corul bisericii, hai să facem asta, să cântăm o cântare, dar o facem în engleză, pentru că engleza, o știu toți chiar dacă nu perfect gramatical, cel puțin o engleză de șantier. Și au început să cânte cântarea, Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim, căci prin jertfirea ta pe cruce, noi voioși trăim. Și la refren cântarea spune, glorie, glorie, aleluia. Era un basist așa între ei. Când au început să cânte, au captat uh, întreaga atenție, cei care mușcau din sandwich nu mai mestecau. Cei care beau din ceai sau din cafea au pus cana jos. Uitau la ei când au văzut că au priză. Au început să cânte și a doua și a treia cântare, așa cum, cum o să fac eu în seara asta, dacă am priză, priză trec de o oră. Da, da. Că zis Dani, zic, cât, 50 de minute, un ceas, zice, du-te și peste un ceas. V-ați speriat? Reveniți-vă. După ce au terminat, toți i-au aplaudat și au zis, ne-ați uimit. Ce căutați voi aici la cărămiz, la muncă, la munca de jos, pentru că voi sunteți deosebiți, cântați excepțional, probabil ați făcut conservatorul. Și au zis, nu avem niciun nici conservator, nicio școală de muzică, dar unde ați învățat să cântați așa frumos? La biserică. Și au zis, uite, noi avem biserică, întâlnire, veniți duminică acolo, avem un cor de 100 de persoane. Dacă v-a plăcut patru persoane, imaginați-vă ce se întâmplă atunci când sunt 100 de persoane. Sigur că n-au venit toți, vreo 20, 20 și ceva de persoane au venit și la final patru dintre ei s-au pocăit și au cerut botezul. Lăuda să fie domnul. Iată că Dumnezeu are modalități multiple ca să vă folosească și să ne folosească. Așa că, Doamne, ajută-ne să fim la dispoziția Domnului amin, cu toți. Amin. Nu spune, sunt uh, prea neînsemnat, uh, uh, nu pot să fac asta, nu pot să fac asta. Pavel spunea la un moment dat, filipenilor, pot totul în Hristos. Care ce face? Mă întărește. Amin. Binecuvântat să fie Domnul amin. tăria noastră. Amin. Dragii mei, tematica acestei serii, după cum spunea fratele Dan, este aceasta, pericolele tinereții. Sigur că sunt foarte multe, nu le pot eu cuprinde pe toate. M-am gândit să fac așa o sinteză și să prezint câteva dintre ele în timpul pe care îl avem la dispoziție și apoi să ne ajute Domnul ca să fugim de pericole. Amin? Avem noi, românii, foarte multe proverbe, așa și multe sunt bune, nu toate. Și un proverb spune în felul următor: fuga, cum este fuga? Rușinoasă, dar, spuneți voi, e sănătoasă. Nu de puține ori s-a dovedit proverbul ăsta că e real. Fuga este rușinoasă, dar sănătoasă. Au fost tineri care uh, au fugit de la o uh, posibilă altercație și au scăpat. Nevătămați, dar au fost alții care s-au încăpățânat, care s-au pus cu uh, certăreții și au rămas într-un cărucior cu rotile. Și mărturiseam mai târziu, dacă aș fi fugit, nu mi s-ar fi întâmplat tragedia asta. Asta îi sugerează și uh, Pavel lui Timotei, tânărului Timotei, aici în versetul pe care l-am citit, fugi! Fugă e rușinoasă, dar e sănătoasă. Haideți să prezentăm primul pericol pe care mi l-am notat: de care trebuie ca să fugiți cu toții, și trebuie ca să fugim cu toții, mă includ și pe mine. Fugi de ispite și de pofte. Amin. Să știți că diavolul. Are ispite pentru fiecare categorie. Are ispite pentru copii, are ispite pentru adolescenți, are ispite pentru tineri, pentru oameni maturi și chiar și pentru bătrâni. Nu întâmplător, diavolul satan mai este numit și ispititorul. Spunea Apostolul Pavel Tesalonicenilor, la un moment dat avea o temere, el nu se temea de criză, nici de dronele lui Putin. Zice, mă tem ca nu cumva ispititorul să vă fie ispitit da? și e, credința voastră să fie degeaba, să fie afectată. Avea o frică, avea o temere a lui personală. Conștientizăm că diavolul i-a ispitit pe cei mai mari oameni lui Dumnezeu ba însuși l-a ispitit pe Domnul Isus Hristos. După ziua aceea memorabilă de la Iordan, când Domnul s-a botezat, a fost luat de Duhul lui Dumnezeu și dus în pustie, unde a postit 40 de zile, 40 de nopți și apoi a fost ispitit de ispititorul. De fiecare dată Domnul a biruit, este scris, este scris, este scris diavole. Și spune acolo uh, scriptura, l-a lăsat ispititorul, dar nu de tot. Până la o vreme. A căutat să-l ispitească, imaginați-vă când au venit fariseii. Fariseii doreau doar să-l prindă cu vorba, atâta tot. Era suficient. Nu l-a furat, nu la alte lucruri, doar cu vorba era suficient pentru el. Și farisei au venit și prin toate modalitățile au încercat să-l ispitească. Odată și-au făcut ei temele bine acasă, au spus, trebuie să dăm, să punem o întrebare, dar cu două variante de răspuns, indiferent ce răspuns dă, să-l prindem în cursă. Nu știau cu cine au de-a face. Și au zis să-i punem întrebarea asta, se cuvine ca să plătim bir cezarului, dacă spune se cuvine, înseamnă că tu nu ești fratele nostru, tu ții cu romanii. Dacă spune răspunsul B, nu se cuvine. E la fel de simplu, convenabil pentru noi, mergem la romani și spunem că ăsta instigă masele, poporul, la rebeliune, la nesupunere. Și parcă îi văd cum au venit așa zâmbind și au zis, învățătorule, Ia spune-ne tu se cuvine ca să plătim bircezarului? și așa zâmbeau, așteptau, hai ce spui, A sau, sau B? Nu știau că Domnul Iisus mare o variantă, ce? El avea și D și E, pentru că El este Domnul Domnilor. Lăuda să-i fie numele în veci. Și o zis Domnul Fățarnicilor, le-a cunoscut de desupturile și i-a lăsat mască cu acest răspuns. Dați cezarului ce îi se cuvine și dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Și a lui Dumnezeu e toată slava, toată cinstea și toată gloria. Să spunem cu toții amin. L-a inspirit prin, prin ucenici, dacă vă amintiți, prin Petru. Când o zis Domnul ce urmează să se întâmple, să fie prins la Ierusalim, legat, condamnat la moarte, a zis Petru, să te ferească Dumnezeu să-ți se întâmple așa ceva, una ca asta. Cum îi spune Domnul Isus? Înapoi a mea, Petre? Înapoi a mea, Satanul. Pentru că a conștientizat Domnul Isus Hristos că s-a folosit de, de Simon, ispititorul, care dorea ca să oprească planul acesta de mântuire a lui Dumnezeu prin orice modalitate. L-a ispitit pe cruce. Când au strigat toți și cei ce asistau, și soldații, și, și farisei, și tâlhare până la un moment dat, când unul și-a schimbat opțiunea și trecătorii au spus, dacă ești tu cine te pretinzi că ești Fiul lui Dumnezeu, ești tu Mântuitorul, dă-te jos de pe cruce. Întrebarea este, ar fi putut să coboare Domnul Isus de pe cruce? Da. O cândare spune cuiele nu te-au ținut pe cruce. Puteai atât de lesne să cobori. Dar l-a ținut ceva. Dragostea ta pentru omenire te-a pironit gândindu-te la noi. Merită să spunem, Doamne, mulțumim pentru dragostea ta. Ultima frază, ultimele cuvinte a Domnului Isus pe cruce au fost astea. S-a isprăvit N-a fost un strigăt de înfrânt, de învins, ci din potrivă unul de biruitor, pentru că el n-a cedat în fața ispitelor, pentru că a fost o confruntare, o bătălie cu ispititorul și l-a înfrânt, l-a biruit, pentru că Isus Hristos este marele biruitor, glorie lui. Amin. E rândul nostru acum. În fiecare zi suntem ispitiți. Suntem ademeniți cu diferite tentații. Ești, ești ispitit cu banii. Să câștigi mai mult, să faci anumite uh, ilegalități, anumite lucruri care nu sunt după voia Domnului pentru bani. Știți că este o ispită? Amintiți-vă de, de Gehazi care a fost lângă Elisei. Și într-o bună zi a fost ispitit de lucrurile lui Naman. A alergat după el, a mințit. Ca să ia din lucrurile acelea, a fost biruit de ispită. Ascultam o întâmplare despre o tânără care provenea dintr-o familie numeroasă, vreo 12 copii. Și în vremea aceea, nu erau vremurile de astăzi de bunăstare pe care le trăiți voi. Eu le spun la copiii mei că în anii 80, când eu eram copil, 84-85, mâncam o singură portocală pe an. Asta în decembrie. Țin minte că stăteam la rând câte două ori, erau minus 28 de grade la Suceava atunci, de regulă. Nu simțeam frigul, Într-o pungă de hârtie maro, n-am să uit până mor, ni se punea acolo o portocală și o ciocolată mică. Astea mari cred că se opreau la Timișoara. Că voi ați avut, nu? fabrică aici, la Timișoara. Ajungeam acasă, nu simțeam frigul, desfăceam portocală. Nu, nu desfăceam, primul oară mă uitam la ea, o miroseam. Doamne, ce mireasmă, ce miros frumos. După îndelungi studierii, o desfăceam. Și mai tare mireasma aia. Și apoi câte o feliuță. Uneori trebuia să o mai împărțim, că nu era, nu puteai mânca una. După ce o mâncam, aș fi dorit să mănânc și cojile. Însă mama spunea, stop, interdicție, asta le dăm pe răzătoare și le punem la umplutură de cozonac. Când le spun la copiii mei, zic că astea au fost realități, Și fata asta își dorea o eșarfă, așa frumoasă, purtau fetele o eșarfă să pună la gât, erau cu tot felul de culori. Și-a spus la mamă, mamă, vreau și eu, uite, fetele au eșarfă la adunare, singura care n-am. Și-a zis, mamă, nu se poate, că nu ne permitem financiar. Dacă ți-au ții, trebuie să iau și lase la alte mai mici după tine, că vor și ele. Și atunci o venit un, o ispită peste ea. Ea mergea, ducea lapte la centru de colectare a laptelui și o zis, ce-ar fi să pun eu un litru de apă peste lapte în plus? Și dacă mă duc în o lună de zile, câte un litru de apă îmi iese eșarfa. Și așa au făcut. Pus apă peste lapte acolo, bucuroasă. O trecut luna era rapid. Când o la banii, i-o dat lui mamă-sa pe cantitatea care știa mamă să dea și cealaltă, surplusul, și-o lua șarfă. Și bucuroasă, așa mergea țanță și cu ea. Drumul spre centru de colectare era peste o apă. Era un, o potecă așa. Și cum mergea într-o dimineață acolo să ducă uh, laptele, o venit un vârtej, așa, un fel de vârticuș de la care i venit din senin, așa, și când au venit, o smuls eșarfa de la gât și o dus-o spre apă. I-au încercat să prindă eșarfa, dar nu a reușit și s-o dus pe apă. Și o zis ea așa, zice, pe apă ai venit, pe apă te-ai dus. Că tot ce nu vine pe mun muncă cinstită, nu dăinuiește. Știi ce bine cuvintează Dumnezeu lucrul mâinilor? Amin? Asta bine cuvintează. Tot felul de ispite. Să faci una, să faci reclamă, să faci aia, numai să câștigi. Știți câte fete au ajuns pe anumite rețele, pe internet, să facă lucruri pe care nu le pot spune eu aici pentru bani? Amintiți-vă de, de Iosif. Este un exemplu pentru toți tinerii și nu numai. Iosif putea așa să se răzvrătească în interiorul lui după ce a fost vândut de frații lui și a ajuns rob în Egipt. Și să spună unde Dumnezeu? De ce m-a părăsit? De ce m-a abandonat? Că am avut, am avut perspective mari, am avut visie că într-o bună zi voi ajunge mare, pus în cinste și inclusiv frații mei vor veni să se închine. O vreme a mers bine în casa lui Potifar, vă amintiți? A văzut Potifar că de când o venit tânărul ăsta, toate lucrurile cum îi merg? Bine. Pentru că vă spun ceva în seara asta aici la Elim. Copiii Domnului, tinerii Domnului, acolo unde merg, sunt purtători de binecuvântare, duc binecuvântarea Domnului. Amin. Când te duci într-o firmă, într-o instituție, tu-l pe Dumnezeu acolo, duci binecuvântarea Domnului, să vă ajute Domnul. Amin. Vă amintiți de vindecarea lui Naman, că am pomenit de el? Prin cine a venit vindecarea asta? Printr-o fetiță. O fetiță care, probabil o venit și peste ea ispita asta, la nivel de gând, face Dumnezeu dreptate, îi dă ce merită acum, știi? Când foarte mulți gândesc așa, acum îl trăsnește Dumnezeu pe asta. Dacă m-au de lângă părinți, de lângă mamă, de lângă tată, m-au pus la șmotru aici, la spălat vasele, acum Dumnezeu intră la lucru. Nu a gândit așa. Când au văzut drama din casa, i-au spus, Doamnă, dacă s-ar duce în în țară de unde m-a luat pe mine, acolo este un proroc un reprezentant al lui Dumnezeu și prin Elisei, Dumnezeul nostru al, al, evreilor, Dumnezeul oștirilor, face minuni, vindecă orice boală incurabilă, pentru că este Domnul minunilor. Spunem în seara asta, aleluia! Amen. Nu s-a dus la început, Naman, a luat el pe cale diplomatică, oficială, până la urmă a ajuns acolo cu greu. Constrâns, intră în Iordan, se scaldă de șapte ori, când iese afară, vindecat, om schimbat. Nu mai spune Biblia, îmi imaginez că atunci când a ajuns acasă, a putut fără nicio frică să-și îmbrățișeze soția și copiii, nu știm câți avea. Dar mai cred ceva. Când Aman o fi strigat-o pe această fetiță, nu știm cum o cheamă, o fi spus, draga mea, vin aici. Vino să te strâng în brațe, pentru că tu ești o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru mine. Dumnezeu te-a folosit pentru mine. O binecuvântare a fost Iosif. Numai că a pus ochii pe el de lui Potifar, o femeie plină de pofte. Și când l-a văzut frumos, pentru că tinerii, copiii Domnului sunt frumoși, știți de ce? Pentru că l-avem în noi pe cel mai frumos. Așa cântăm, nu? Ești cel mai frumos. Și nimeni nu-i ca tine. Și eu propus verbal, a spus, culcă-te cu mine. Și Iosif spune, nu pot. Nu pot de două ori. O să spun de ce nu pot. În primul rând, refuz propunerea ta. Pentru că eu mă tem de Dumnezeu. Dumnezeul meu nu e ca al vostru, ca idolii pe care aveți aici în Egipt. Dumnezeul meu e viu, are ochi și vede, are urechi și aude. Și apoi n-ar fi corect și drept față de soțul tău care m-a pus aici mai mare peste casa lui. A crezut că l-a murit-o. Dar femeia asta l-a urmărit ea, de fapt, pe el, și într-o bună zi când a intrat în casa, tras de el la propriu. O mai negociat Iosif? Să spună, stai să mai facem aici o consilierie, așa să mai explicăm un pic, încă o dată. O împlinit și o zis Pavel, fugi? Fuga e rușinoasă. Dar cum e? sănătos. O fi râs mulți, bă, să fugi de o femeie, mă. Bă, să fugi de femeia lui șeful, mă, de, 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 patroană, mă. Că sunt unii care fug spre patroană azi. Băzi, și e asta te ridică, nu te... Da, te coboară într-o zi. Drumul care duce la ea, ulița aia, e drumul care duce la moarte, nu te mai întorci de acolo, spune tot în proverbe undeva acolo. O lăsat haina, nu-l interesa ce, ce spun oamenii, nu contează. Gol aruncat în pușcărie. Dezbrăcat fizic, dar îmbrăcat spiritual. Pentru că în psalmul 29 spune acolo David, închinați-vă lui Dumnezeu, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Sfințenia este podoaba casei lui, lui Dumnezeu. Cât va ține lumea și pământul și vremurile astea. Să spunem lăuda să fie Domnul. Acolo, în pușcărie, în temnița aia, cât o stat, l-a ascultat Dumnezeu. Și într-o bună zi l-a ridicat Dumnezeu și a fost îmbrăcat de, de, faraon și o venit frații lui să se închine. Și Iosif e un model pentru noi astăzi. Pentru că s-a păstrat curat, a biruit. E rândul nostru acum. Doamne ajută-ne! Și seara asta, dacă Domnul a pregătit, o pregătit tot și îndemnul lui Emanuel. El vorbea din, din psalmul 19 despre soare. Eu am o predică de acolo despre soare și lună. Tot din visul lui Iosif. și 37, poate o să o predic la nunta unuia dintre voi. Spuneți mă amin. Nu prea aveți curaj. Amintea acolo, din psalmul 19, soarele se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Dar de ce viteaz soarele? Unde... în ce constă vitejia soarelui? În ce constă? Ați auzit știri de felul ăsta, Pământul este în pericol, planeta Pământ, pentru că un meteorit se apropie de el cu nu știu ce viteză? Ați auzit știri de astea sunt, că de la NASA vin. Cei care studiază trebuie să-și acopere și ei salarele mari care le au. Cumva. Dar ați auzit vreo știri, Soarele primește, pentru că un meteorit de proporții se apropie de Soare? Există așa ceva? Nu <laughs> există. De ce? Soarele evitează, tot ce se apropie de el, ce face? Topește. Așa trebuie să fiți voi. Dacă în voi soarele nu ăsta de pe cer, soarele neprihănirii și al dreptății Iisus Hristos, va trebui ca să topiți toate ispitele și să vă păstrați curați. Domnul să vă ajute Amin. și Domnul să mă ajute. Amin? Mergem cu al doilea pericol și cea merge repede aici la Timișoara. M-am gândit al doilea pericol pe care mi-l am notat. Pentru voi tinerii l-am intitulat așa. Fugi de ignoranță și încredere în tine. În Efesenii, capitolul 6, spune Apostolul Pavel, copiii, ascultați de părinții voștri în Domnul că este cum este. Drept. Este o poruncă divină însoțită de o mare făgăduință să trăiești multe zile pe pământ, să ai viață lungă și nu oricum, să ai zile fericite. Știți care e un pericol mare? Îl văd la unii dintre voi. Care atunci când mama și tata vă spun ceva, îi ignorați. Îți depăși, zice. Au trăit într-o altă eră. Unul din băieții mei, cel de-al doilea, luase permisul de conducere. Eu am zis că dacă are permis de conducere, nu e șofer. Eu nu crezut. Ce, voi, voi, vă credeți șofer că nu ați permis? Ești un începător, de-aia umblați cu mămăligă în geam. Ieri am mers după unul cu mămăligă, <laughs> nu vă spun, greu a fost. Nu știai ce intenție are, vine în tine să... Șoferești când ai 100.000 de mii de kilometri. Eram plecat în Irlanda, invitat chiar la o un nuntă, în familia Cazac de la Rădăuț, fratele Dorel, unul din băieții lui, sau fată, unul din copiii lui, în fine, și el avea, avea bacul, era perioada bacului atunci, și îi spune la, la soția mea, zice, mamă, uite, am bacul, dăm-te rog mașina lutata, să mă duc să ajung mai repede, că s-ar putea să nu, zice el, să nu vină ocazii de la noi, din localitatea de la Corocăieș, la Dumbrăveni, și apoi de la Dumbrăveni să meargă la Suceava. Și soția spune, măi, nu pot să-ți dau mașina, pentru că ești începător, n-am vorbit cu taică-tu. Zice, mamă, dar cât e până la Dumbrăveni? Sunt 3 km. De acolo iau microbuzul o convins-o. El așa a fost mai mămos de mic, totdeauna au avut trecere la, la soția mea, și a spus, fii atentă, îți dau mașina, dar te duci până la Dumbrăveni. Doamne, ferește să te duci până în oraș. Știi că e aglomerat, sunt mașini multe și nu mai ajungi la, la, la bac dacă faci ceva. Și, nu, mamă, la mine ascultare, ascultare. Dacă am zis Dumbrăveni, Dumbrăveni rămâne așa spune Biblia, da, al vostru să fie, da și nu. De unde? El s-a dus până la școală, până la Suceava. Trebuia să-l vadă fetele. Am permis. Care să înscrie o la Când se întoarce înapoi, exact pe la poartă la fratele Virgil Neagur, știți că au fost pe la voi pe aici, în curbă așa, au pierdut controlul ce-au făcut și acolo sunt capetele de pod până în stradă, ca așa în România. Și când au prins un cap de pod, el a s-a dat peste cap de două, trei ori, prin aer așa s o dus și s-a oprit într-un stâlp. Mașina, peste toate părțile, era acordeon făcută, nu putea să iasă cu greu, o luat centura pentru că ieșea fum și o crezut că ia foc atunci o spart geamul și o ieșit prin, prin geam afară, au avut o tăietură destul de adânc, așa pe, pe mâna dreaptă. În fine, mă sună cineva, Irlanda e cu două ore în urma României, de-aia nu mă mut eu în Irlanda, că să nu urmă știa. Și mă sună, eu dormeam la oraia. mă sună cineva, și mă sună, vă că insistă, de trei, de patru, de cinci ori, în loc să mă pregătească, să-mi spun, Ionică, băiatul tău a avut accident. <laughs> vă dați seama din somn cum a luat? Zic, cum e? Zic, nu știu că e în ambulanță, dar mașina e praf. Nu vă spun ce am trăit atunci, slavă Domnului că n-am făcut diabet. Fără la spital, nu a avut nimic, absolut nimic, numai semnul de aducere a minte. Am venit acasă, m au evitat un timp, l-am chemat, am stat de vorbă și am spus așa, vezi unde duce neascultarea. Mașina era atât de distrusă că o trebuie să o duc la dezmembrări. M-o lăsa fără mașină. Și am spus, fii atent aici, se puteau întâmpla două lucruri. Unu, unu, puteai să-ți rupi coloana și să rămâi paralizat într-un cărucior toată viața, să-ți distrugi toată existența, tot viitorul. Sau puteai ca să prinzi un grup de copii, să nu te oprești în stâlp, să treacă cineva, să-l omori și să, fii, să ajungi în pușcărie, să fii condamnat la 15-20 de ani și la fel să-ți distrugi viața. Pentru că aici duce neascultarea. Dacă Dumnezeu n-a îngăduit astea, două lucruri, două variante, ți-a mai dat o, o, viață, nu o șansă, o viață. Asta, ai o viață nouă, vezi ce faci cu asta. Că s-ar putea să fie ultima. Slavă Domnului că băiatul s-a pocăit, acum e căsătorit, are o fetiță, îndată o să vină și un băiețel, lăuda să fie domn. Dar a fost un moment de cotitură al vieții lui. Nu există nimeni care să vă dorească binele vouă mai mult decât părinții voștri. De-aia când vă sună, când vă verifică unde ești, ce faci, dăm chitanță, nu ignorați. Ca voi să fiți aici la școală, în Timișoara, de la Botoșan, de unde mai sunteți, de la Deva sau de unde sunteți voi, de la Drobeta, Turnul Severin, părinții voștri fac sacrificii mari. Așa că. Ascultați-i. N-au amin, n-au bine, cred că de la aparatul ăsta. Bă, ce mi-a spus aparatul? Amin. amin. Ascultați-i. Ignoranța și încrederea în sine. Pentru că așa e motoul lumii. bă, dacă tu ești tare, mă, bazează-te pe tine. Bazează-te pe, pe forțele tale, pe inteligența ta. Încrede-te în tine. Domnul Iisus spune altceva, dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să facă două lucruri. Și primul dintre ele care? Să se lepe de sine. Să nu vă credeți deștepți, că sunteți grozavi, chiar dacă sunteți la drept. Da? Că s-ar putea să fii la drept și să dai cu stângul. într-un avion de ăsta micuț, de mici dimensiuni, era pilotul, un bătrân, în vârstă, hai să nu-i spunem bătrân, 73-74 de ani și doi tineri la facultate. Și pilotul spune, am două vești, una proastă și una foarte proastă. Vestea proastă este că în 10 minute ne prăbușim. Și ăștia sunt întreba, care e cea mai proastă? Avem trei parașute și noi suntem patru. și au zis, una o iau eu, că pilotul. Și voi trei vă descurcați, le împărțiți. Nu m-au zis și-o și sărit. Pus avionul pe pilot automat, Acum se ridică unul din, din, cei doi de la facultate tineri și unul spune, zice, eu trebuie să mă salvez pentru că eu sunt olimpic, sunt numărul unu, sunt deșteptul facultății. Dacă nu mă salvez, omenirea are de pierdut. Și nici una, nici două, buf, s-a dus. Bătrânul zice tinere, o mai rămas una, zice cu parașut. N-ar fi drept acum să mă salvezi, că eu am trăit viața. Cât mai trăiesc? 2, 3, 4, 5, 10 ani? Tu ai tot viitorul. Du-te, dă drumul. Dar tânărul zice, bunicule, avem amândoi cu ce să ne salvăm, pentru că deșteptul facultății a sărit cu rucsacul. Bă, așa era de deștept. Exact așa. O grămadă de deștepți în vremea asta, sar cu rucsacul, nu de parașut. E un pericol mare. Știți că aud la ora actuală o, o grămadă, nu mai sunt tineri acum, sunt la maturi. Dacă ascultam eu de părinți, mi-au zis mama, mi-au zis tata. Nu te du acolo. Nu faia, fa nu faia, fa apucă-te de el altă. I-am ignorat. Am spus: Ce știu ăștia, domnule? Îți depășiți. E viața mea, fac ce vreau cu ea. Stereți pe poziție. Dacă aș putea să dau timpul înapoi. Nu se mai poate. De aia, nu ignorați pe părinți, nu le trântiți ușa în nas. Părinții vă iubesc, vă vor binele. VOR să fiți oameni la casa voastră, să fiți oameni în viață și mai ales să fiți pocăiți. Așa că ascultați-le sfaturile. Doamne ajută Un al treilea pericol pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Fugi de mâncare stricată. Medicii ne spun că suntem ceea ce mâncăm. Spiritual vorbesc, dar fiți atenți și la fast food. Am văzut tineri care s-au îmbolnăvit de ficat și au făcut pancreatit, auzi, la, la 21 de ani. Pentru că toată ziua nu numai prostii. M-am întâlnit cu unul prin Germania și avea porbagajul plin de Red Bull. L-a luat la reducere. Ce pastor e bei și unul? Zic, eu nu mă trebuie singur. Cât o sta cu mine, trei o băut. Zic, cât e pe zi? Minim șase, șapte, uneori și zece. Mai eficat. Vorbesc de cealaltă mâncare. De mâncare spirituală. Fiți atenți de unde vă procurați mâncarea spirituală. Există la ora actuală biserii și predicatori libertini care vorbesc numai despre dragostea Domnului și despre, despre iubirea Lui. Nu poți ca să păcătuiești cât de bun și cât de mult iartă Domnul. Să tolerează orice fugiți de bisericile astea. Îs biserici unde e foarte mult întuneric și fum. Era o vorbă, un proverb, că am zis că nu toate proverbele sunt bune, la noi, la Bucovina, să spune unde-i fum e și căldură. Și am spus greșit. Unde-i fum, te ustură ochii și frig. Știi unde unde e căldură, unde e foc. Unde e foc? Unde e focul puternic, este căldură. Dar unde e fum? E frig și fum. Să-ți placă fumul, nu înțeleg de ce. Căutați bisericile sănătoase. Trăim în Babilon. Amintiți-vă de, de tinerii din Babilon, luați robi. Cartea Daniel, capitolul 1. Probabil s-o predicat din la tineret de, multe ori de aici. Împotriva voinței lor, duși acolo în exil, a dat împăratul nebucarnețar poruncă clară, tot să mănânce la masă cu mine aici. Bucatele împăratului, vinul împăratului, să fie frumoși, să arate bine, să le schimbe numele, să șuite identitatea, să nu mai avem niciun reper de unde a venit, cine sunt, și dintre toți tinerii aceia, singurii care au luat atitudine au fost Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. A zis Daniel, noi nu ne spurcăm cu bucatele împăratului. Nu stăm la masa lui! Pentru că noi aici, în Babilon, vrem să stăm la masa împăratului nostru. Amin. Și acesta e domnul oștirilor. Amin. Să spunem în seara asta, glorie lui! Amin. Nouă dă legume! de neverdețuri amare. A zis că petedia faminilor nu pot, pentru că o să se vadă diferența între voi și ceilalți care stau la masă. O să fie cu fețele frumoase, sclipitoare, lucesc și voi palezi la față și viața mea în pericol. Pune pe robii tăi la probă 10 zile și apoi o să vezi diferența. După 10 zile, spune Biblia, Daniel și prietenii lui erau mai frumoși la față. Și Domnul i-a plăcut asta. Și i-a binecuvântat pe cei patru, în mod special pe Daniel, i-a dat înțelepciune și lumină dumnezeiască. Slăvi să fie Domnul! E atâta mâncare otrăvită. Mâncați sănătos, Domnul să vă ajute. Bă, dar zice, e dulce, e mere, depinde de unde Amintiți-vă de un tânăr, Samson. Samson a fost beruit de Dumnezeu, un dar pentru evrei, ca să scuture jugul filistenilor. Numai că el a fost închinat din Pântecerii mamei lui Domnului. Și a spus părinților îngerul ce trebuie să facă. Și mama și apoi copilul. Ăsta n-avea voie să mănânce nimic necurat, să nu bea vin, să nu mănânce nici măcar struguri. N-avea voie să se radă. Era nazireu, închinat Domnului. Și Dumnezeu îl folosea. Imaginați-vă câtă putere avea. Pentru că peste Samson era Duhul Sfânt care îl purta, îl mișca între Țoreia și ești aol. Ce putere, ce forță avea. De unul singur biruia cetățile felistenilor. Lua porțile, le punea pe umeri și pe munte. Odată i-a venit o idee, cum să dea el foc la lanurile de grâu, de orz, să le ia pâine de la gură dușmanilor. Și o zis, prind 300 de vulpi. Băi, greu să prind rei. Să prind 300 de vulpi, Știți de ce o au prins? Nu că o zel că acolo nu trebuie tărie, îți trebuie înțelepciune. Duhul Sfânt este înțelepciune. Doamne, dă-ne înțelepciune. le au și cozele și câte o torță a prins între coz. M-am întrebat cum au stat vulpile alea cu focul între ele. le au îmblânzit. le ars tot. Toate lanurile. O veni filistenii, evreii că ne-au văzut. De ce ați venit? Că noi vă dăm tributul. Noi suntem cu plata la zi. Chiria v-am dat-o. Nu avem treabă cu voi. Voi plătiți chiria în continuare. Ne interesează <coughs> Samson. Pentru că ăsta ne ars lanurile de, de cereale. Și am venit să-i facem lui ce ne-a făcut el nou, adică să-l ardem pe el noi. Samson s-a dus în crăpătura stâncii din Etam. Stânca îl simbolizează pe Isus Hristos. Spun în seara asta aici la Elim, binecuvântată să fie stânca viacurilor Iisus Hristos. Și au venit frații acolo, frații lui, evrei, 3.000 la număr. Știți ce înseamnă 3.000? O armată bună. Și au zis, Samson, ești fratele nostru, dar trebuie să vii, știi că noi nu luptăm cu ei, de ei le plătim bir, trebuie să te predăm. O zis, Samson, eu vin afară, dacă îmi jurați că nu mă omoriți, Pentru că Samson nu se temea de filisteni, se temea de frați. Știți că am ajuns vremea asta în care parcă ți mai frică de frați uneori decât de filisteni? Doamne, ai milă de noi. O zis, noi nu te omorâm, noi numai te facem pachet și te livrăm. Noi suntem fan curier. L-o lega cu funii în, în imaginația mea, de mâini așa l-o imobilizat, picioarele libere să poată merge. El în față, 3.000 după, el, 3 după el. O armată după el. Când au venit, s-au uitat filistenii și au văzut că el legat, au început să se bucuri. E foarte bine în viață să fie echilibrat în toate, să nu te bucuri așa exagerat. Am avut noi președinte care s-au bucurat seara și tare o plâns dimineața. O veni, spune Biblia, Duhul Domnului peste el și o rupt funile alea și ce o găsit pe jos? Nu o sabie bine ascuțită, o falcă de măgar și au început să-i croiască pe ea. Stânga, dreaptă, fața, spate. O grămadă, două grămadă. Dar în ale două grămezi, de fapt, erau o mie. Restul a fugit, că le mai dădea. M-aș fi așteptat acum să zică Samson, să zică Samson, bă, n-ați fost în stare să mă ajutați în luptă? Bun, când ați văzut cu omor 100, 200, 500, a stat așa ca la spectacol, ca la cinema? Fiți în stare măcar și aduceți-mi apă, că mi-i sete, vreau să beau. Ce personalitate avea, parcă știa cântarea asta Samson, nu cere de la oameni. Să-ți dea bucuria, să-ți dea fericirea, să-ți dea apă, nici măcar apă. Că să îți dă și mâine te i-am dat. I-am dat un sandwich. S-a dus la stâncă. Stânca de la lehi s-a prăbușit în genunchi și a spus, Doamne, după ce mi-ai dat izbăvirea asta, mă lași să mor de sete? Dă-mi apă, Doamne! Și Dumnezeu pentru el a deschis stânca și s-a înviorat și a primit putere și a mers mai departe. Era tare atunci, pentru că nu bea apă din bălți, bea apă din stâncă. Dar au venit o zi în care Samson a omorât un leu. L-a prins în niște vii. S-a abătut, o lăsat părinții, mergea la logornică, la împăcăciune. L-a norocit pe leu. Nu a spus nimic la părinți. La un timp, iar trecea pe acolo și a spus să văd eu ce cu leu ăsta. E ceva din el, o mai rămas ceva din el, sprava lui să o vadă. Când o mers acolo, între timp un roi de albine depusese mere. Zice, Biblia s-a dus, a luat mere, din hoitul leului, a mâncat el și a dat și cui? La părinți. I-o și pe ei. Fără să le spună de unde ei. El trebuia ca să fugă, să, să stea la distanță de tot ce-i mor, de tot ce-i cadavru, de tot, absolut tot. Era nazireu, era închinat lui Dumnezeu. De aici începe declinul. Și când au ajuns să se încreadă în el, pentru că i zis la Dalila, zice, nu-i bai când i-au făcut probe cu el, până când și-o deschis inima și i-o zis că a fost închinat Domnul, dacă ar fi cere șapte șuvițe tăiate... E om normal. El a legat și a făcut probă și a spus, Firistenii sunt asupra ta, În capitolul 16 din judecători, au zis el, nu-i problemă, am să mă scol, am să mă ridic și am să fac ca mai înainte. Eu nu a spus un cuvânt de Domnul. s au crezut el că e grozav. Nu știa că Dumnezeu îl părăsise. Știți ce suntem fără Dumnezeu? Toți de aici. Zero. Iisus Hristos e numărul unu. Din El, prin El și pentru El sunt a Lui să fie slava și cinstea. Când zero, eu și tu suntem puși lângă unu, suntem pocăiți în nota 10. Doamne, binecuvintează-ne! Dar zero are valoare când e lângă unu. Și unu este Iisus Hristos. Acolo a ajuns. Mere dulce, dar e din hoit. Mâncase și Ionatan niște mere odată când taică că sus -o pripit și-a făcut un jurământ și-a spus cine nu postește și mănâncă să moară, va fi omorât. Un întins toiagul, dar știți din luat? Din pădure, din stâncă. Ei una să mănânci mere din stâncă și alta să mănânci mere din hoit. Stânca este Domnul Isus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Aveți grijă ce mâncați. E multă mâncare otrăvită. Știți că pe vremea lui Elisei era o mare foamete. Elisei adusese, adunase lângă el pe fiii prorocilor. Și era o foamete și unul dintre ei o ieși să culeagă de la când să facă o fiertură, așa, o supă de banat. Și-au niște curcubete, nu știa că e otrăvit. Și când o tăiat acolo și o pus cu apă să facă supa aia, ciorba aia ce făcea el, o da să guste și o strigat. Omule a lui Dumnezeu, moarte este în oală. Și-o venit soluția. O spus așa Elisei, aduceți ce? Făină. Făina este simbolul cuvântului. Lăudați să fie Domnul. Cuvântul este Isus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Din făină se face pâine. Hristos este pâinea vieții. Hristos este apa vieții. Să-l împodobească gloria în veci. Mâncați sănătos. Fugiți de mâncare otrăvită. Biblia spune feriți-vă de orice vi se pare cum rău. Dacă cineva îți spune băi în paharul acela, s-ar putea să fie o travă, să fie ceanură. Care bea? nu e așa că ne ferim? Deci trag la rugăciune la studiu biblic, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească Dumnezeu. Aminteam și, și ieri, când am predicat aici la, la Elim, Pilat a ales între prietenia dintre Cezar și Isus. O zis evreii, i au spus așa, dacă îi dai drumul lui Isus, treaba ta, dar vrem să-ți reamintim că tu nu ești prieten cu cine? Cu cezarul. Vrei cu Iisus? Și aminteam, prietenia cu lumea e vrăjmășie cu... Nu poți să fii prieten și cu lumea și cu Iisus, n cum. Cu cine vrei să fii prieten? Poate ai pe Facebook 5.000 de prieteni. O să vezi cât îți de prieteni când ajungi la greu. Cel mai bun prieten este Isus. M-am împrietenit cu Isus în urmă cu 29 de ani. Am fost un tânăr din lume. Am băut și am fumat, am făcut școara în Timișoara, aici, la pădurea verde, la UMT, trei ani. M-am dus cu prietenii. Era palincă de 90 de grade de la Sârbia, atunci n-am suit. Și am băut până când mi s-a perforat stomacul și am ajuns la spital. Și au zis medicii, dacă nu te oprești, n puși 30 de ani și îngroapă cu tine. Și am venit acasă. La noi acasă se făcea stăruință. Mama se ruga. Și -o spunea, Doamne, îndură-te de copilul meu și veni venit fratele Virgil Neagu la stăruință și au zis, mama zice, frate păstor, am un băiat, uite care e situația lui. Dacă s-ar hotărâ pentru Domnul, zice ăsta, i-a plăcut la școală să citească, i-a plăcut istoria română, geografia. Zice, cred că Domnul va face predicator din el. O zis, unde-i? Adu-l pe mâna mea. Zice, prietene, nu vrei să vii cu mine într-o misiune la Chișinău? Nu ieși semn nicăieri, nu era Bruxelles, nu era Londra. Bă, dar treceam o graniță, 95. Ce este ceva fain, acolo vizităm, mergem la o Am ajuns la fratele Doru Hârdei la Chișinău, ne-o campat acolo, erau frații Gorcea, Marius și cu Gabi. Cântau, mergeam piesate la evangelizare. Și ultima seară, duminică la Chișinău, a fost evangelizare în Casa de Cultură. Erau mulțime de oameni. O predica fratele Virgil, cântau frații Gorcea. Și ăsta a fost îndemn, a spus Dumnezeu prin el. Există un prieten adevărat care și-a dat viața pentru tine. Este Isus Hristos. Nu vrei să pleci de mână cu El acasă? Am încercat să mă opun cu toată puterea mea. Eu care nu plângeam nici când luam bătaie. Eram un dur. Nu mă puteam opri din plâns. N-avem șervețele, n-aveam -aveam, n -aveam, batistă, n -aveam, nu eram pregătit. Nu m-am pregătit de plâns. Dar nu mă puteam opri. Mai târziu am înțeles că acolo era ceva. Era Duhul lui Dumnezeu era Duhul Sfânt. Pentru că nu omul convinge, nu omul poate dovedi. Pentru pocăință. Am cum nas nepocăiți, am cumnate, am vecin și nu-i pot opocăi. Singurul care poate este Duhul Sfânt. Pentru că spunea Iisus Hristos când va veni Duhul adevărului mângăietorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ioan capitolul 16. Iisus Hristos e prezent în adunare. Și spune în seara asta Vrei să fiu prietenul tău? De 29 de ani călătoresc cu el Mă întreabă unii când mă duc cu mașina Prin Austria, prin Germania Ce, singur ai venit? Zic nu Iisus e la dreapta. Aici pe locul ăsta nu stă nimeni aici Nici o siglă de suc nu pun Aici totdeauna E locul lui Nu-l văd dar simt Vorbesc cu el și când este el la dreapta mea, nu mă clatin. Ridicați-vă în picioare. Urmează să ne rugăm acum. Sunt multe pericole. Ești gata să fugi? S-ar putea să râdă prietenii, vecinii, colegii de tine. Ce bă, fricosule, bă, e fugit. Fugă e rușinoasă. Dar e sănătoasă. Știți ce spunea Pavel Corintenilor și romanilor? Fiți sănătoși. Amin? Amin. Spiritual. E cineva care vrea să îl ia pe Iisus ca și prieten? Să ridice mâna sus, pentru că vreau să ne rugăm. Aleluia. Lăudați să fie Domnul. Ridicați mâna mai sus, și vii rușine. Aleluia. Nu o ridicați pentru primar, nu o ridicați pentru deputați, pentru regele regelor și domnul domnilor, pentru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Spune, Doamne, am avut prieteni care m-au dezamăgit, care m-au trădat, care au râs de mine, m-au tras în cursele lor. Tu ești cel mai bun prieten. Iisus Hristos n-a dezamăgit pe nimeni niciodată. Lăuda să fie Domnul. Spune, Doamne, vreau ca să fiu prietenul Tău pentru totdeauna. Amin? Să fiu cu Tine, Doamne, să fii lângă mine. În cele mai grele momente, când toți te părăsesc, el nu te părăsește. Lăuda să fie Domnul, lăuda să fie Domnul. Haideți împreună să facem o rugăciune, să stăm înaintea Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze tinerii de la Elim. Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii din Timișoara, din România. Să stăm lângă El, să dăm la o parte orice pericol. Amin? Să călătorim în siguranță și să ajungem acolo unde dorim, într-o bună zi, acasă la Domnul. Pentru că acasă pentru noi e acolo! Într-o bună zi să fim cu El, acolo unde nu o să mai fie lacrimi, durere, despărțire, unde e pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Lăuda să fie Domnul! Intrăm în rugăciune și ne închidem Domnului și spunem, Doamne, păzește-ne Tu și Duhul și sufletul și trupul, amin? Întregi și fără prihană, până la venirea Ta. Intrăm în rugăciune!